PSD susține că nu ei sunt cei care provoacă ruperea USL, ba din contra au acceptat toate numirile de miniștri cu care liberalii au venit până acum. Declarația a fost făcută la Pitești de către europarlamentarul Cătălin Ivan, care este și purtător de cuvânt al partidului. Nu noi am cerut înlocuirea miniștrilor PNL din guvern. A fost propunerea liberalilor. Nu noi am fost cei care nu i-am acceptat, ba din potrivă. Am acceptat toate cele patru propuneri. Nu s-a speriat nimeni din PSD, de la primul ministru în jos, de numirea domnului Iohannis. Ba din potrivă. Am arătat prin absolut toate declarațiile și prin toate acțiunile, noi cei din PSD, că nu avem ce să alegem. Am ales USL-ul, mergem cu USL-ul mai departe. Nu s-a pus o secundă problema în PSD să avem alt candidat pentru funcția de președinte al țării, în afară de cea pe care ne-am asumat-o cu toții, și anume Crin Antonescu. Prin urmare, din punctul nostru de vedere, situația putea fi deblocată de atunci, de când au făcut cele patru numiri. Mai mult, nu știu ce să vă spun. Poate că trebuie să-l urmăriți mai atent pe Crin Antonescu, pentru că blocajul, dacă vine și este clar un blocaj, nu vine de la noi. Europarlamentarul a mai afirmat că speră ca liberalii să dorească să ajungă la un consens cu socialdemocrații și a subliniat că înființarea USD nu încalcă protocolul USL. Mai mult, Ivan a afirmat că la înființarea USD, Crin Antonescu nu a spus că are probleme cu noua alianță care vizează doar alegerile europarlamentare. Eu vreau să cred că va rămâne la guvernare. Eu sper ca până luni să se lămurească toate... Nici măcar USD-ul, înființarea USD-ului, nu este un altceva decât un pretext. Pentru că USD-ul este o uniune electorală înființată în acord cu partenerii noștri liberali. Nu este nici măcar o încălcare a protocolului USL, pentru că protocolul USL se referă la alegerile locale, la alegerile parlamentare și la alegerile prezidențiale. În niciun caz la alegerile pentru Parlamentul European.